Se știe programul sezonului regular, tragerea la sorți a țintarului pentru sezonul 2023-2024 a avut loc marți după amiază în capitală. Cele trei reprezentante ale regiunii Moldova au aflat astfel ordinea în care se vor duela cu celelalte adversare din campionat. În prima rundă, ieșenii par să aibă cea mai grea misiune, sorții făcând ca aceștia să fie nevoiți să se deplaseze în Gruia pentru a se confrunta cu CFR Cluj. Și elevii lui Mihai Ciobanu se vor duela tot în deplasare, dar cu FC Voluntari, unica echipă care va debuta în acest sezon chiar pe teren moldovenesc, fiind Oțelul Galați, care își va măsura forțele cu UTA Arad. Mult așteptatele, așa zis, derbiuri moldave se vor disputa după următorul program. În etapa a șasea, FC Botoșani se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați, în perioada 18-21 august. Apoi, în etapa a noua, Poliaș va primi în dealul Copoului vizita celor de la FC Botoșani, etapă care urmează să se dispute în perioada 15-18 septembrie. Al treilea derbi moldovenesc va avea loc în cadrul etapei a 15-a, între 3 și 6 noiembrie, atunci când Poliaș va primi vizita celor de la Oțelul Galați. FCSB și Dinamo se vor duela și ele spre bucuria publicului destul de repede, chiar în a doua etapă a sezonului regular, iar campioana Farul Constanța nu va întâlni în primele șapte etape niciuna dintre echipele care sunt și ele angrenate în preliminariile cupelor europene, respectiv în cele ale Conference League. La finalul sezonului regular, primele șase clasate vor evolua în play-off-ul campionatului, care se va disputa în sistem tur-retur, iar ultimele zece se vor lupta pentru supraviețuire în play-out, care se va desfășura în sistem doar tur. La finalul play-out-ului și play-off se va repeta scenariul din sezoanele anterioare, respectiv echipele de pe locurile 7 și 8 vor juca un baraj, iar câștigătoarea se va duela cu echipa de pe locul 4 pentru ocuparea ultimului loc, care duce în preliminariile Conference League. Noutatea din acest sezon constă în faptul că câștigătoarea Cupei României se va califica automat în preliminariile Europa League, România câștigând astfel încă o echipă cu șanse de a evolua în Europa.